Salutare și bine te-am regăsit la review-ul telefonului cu 4 camere foto! Bine, sunt 5 dacă pui și pe aia de pe față. Este un fel de 4 în 1! Este Samsung Galaxy A9, cel pe care l-așteptați cu toții de foarte multă vreme. A ajuns la noi pe masa de review, testat. Hai să vedem ce poate, ce știe și de ce ar merita banii. Quad Camera Infinity Display 128 de giga memory. Bine, are și 6 giga de RAM și asta e foarte interesant. Quad camera. Nu am vocea lui Arnold Schwarzenegger, dar get to the chopper. No, get to the chopper. Codrin știe să limite cel mai bine. 4G LTE, procesor octa-core, dimensiuni, Full HD Plus S AMOLED, 24 de megapixel, plus 5 megapixel, plus 10 megapixel, plus 8 megapixel, plus 24 de megapixel, egal... Stai să scot un calculator. Numai puțin de 71 de megapixel în total pe toate cele 5 camere foto. Asta dacă nu cumva pe față are două. Sper să n-aibă două. Ca ce ar fi telefonul cu 6 camere foto! Glumesc acum. Hai să vedem ce se află în cutie și ce știe acest Samsung Galaxy A9 pe care mulți dintre voi îl așteptați. Cutia, așa cum ne-am obișnuit, importator Samsung Electronics România SRL. Adică este un produs original. Și mai scrie aici European SIM Card Only. Ceea ce înseamnă că este gândit pentru piața din Europa. Așa cum spune la fiecare review, e important să te uiți și la chestia asta, mai ales dacă cumperi un telefon care nu este de top, cel mai puternic și bineînțeles cel mai scump de la producătorul respectiv, pentru că cam doar acelea dețin un modem compatibil cu toate rețelele din lume, care va merge bine pe toate rețelele din lume. Bun, hai să vedem ce știe acest Samsung Galaxy A9 cu 4 camere! 4 camere! Hai să punem telefonul deoparte și să vedem ce se află și în cutie. Cam slăbuț. Da, destul de slăbuț. Doar manualele, ghidul de pornire de rapidă. Mă așteptam într-adevăr la o husă. Era util să ai o husă în pachet, mai ales că telefonul este 4 camere și cu o suprafață destul de lucioasă. Apropo de asta, vezi că găsești huse pentru Samsung Galaxy A9 pe brandgsm.ro. Ți-am lăsat un link în descrierea clipului și în articol. Mai departe, avem căști, lucru care nu prea se întâmplă cu telefoanele de zonă medie de preț. Până în ultima vreme, producătorii au încă uitat să le bage în cutie. Pur și simplu au uitat la ambalare. Eu asta cred că cei care ambalează cutiile cu telefoane, că până la urmă este un om care face verificarea asta și ambalarea, pur și simplu uită. Are punga aia acolo sau cutia aia mare cu căști și uită să le bage în pachet. Atât. Cablu, care este un cablu USB-C, cred că e mai scurt decât de obicei. Da, e mult mai scurt decât de obicei, adică aici n-avem nici măcar un metru. Și un încărcător pe care scrie Adaptive Fast Charging. Așa cum ne-a obișnuit Samsung până acum, se încarcă destul de rapid. Undeva între Quick Charge 2.0 și Quick Charge 3.0, dacă ar fi să o luăm așa. Și pe el avem un 9V cu 1.67A. Bă, asta totuși e un încărcător de 15W, 15-18W, cam pe acolo. Și cam atât pentru cutie. Hai să vedem ce se află. Pe spatele acestui telefon sunt 4 camere! Cred că devine veche gluma asta, nu? Uite-te-le cât de frumos e. Băi, n-am ce comenta. Deci la capitolul construcție arată impecabil. Impecabil. Bate și spre verde, spre argintiu, spre albastru, depinde cum îl țin lumină. Arată foarte bine. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Spatele, sticlă. Sticlă curbată, posibil un Corning Gorilla Glass 5, posibil, n-aș băga mâna în foc, dar totuși, una, două, trei, patru camere! Senzor de amprentă pe spate, inscripția DUOS, ceea ce înseamnă că este desigur un dual SIM, și pe față, destul de subțirel, margini destul de subțiri, îmi place. Și da, 183 de grame, nu este ușor, atenție, nu este ușor deloc, dar... Nu mai fac gluma aia din nou, încă nu. Buton de power pe dreapta, buton de volum și în stânga mai avem un buton care s-ar putea să fie Bixby. Da, cel mai probabil este Bixby. În partea de sus avem un microfon, aici avem un microfon, iar aici avem slotul pentru cardurile de SIM, de nano SIM și sper eu și card micro SD, cu toate că avem 128 de giga de stocare. Iar în partea inferioară, în partea de jos, mufa USB-C, jack-ul de căști, un microfon
și un difuzor. Sunt tare curios, oare și telefonul ăsta știe să arunce sunetul și prin difuzorul din față, adică să facă un fel de stereo? Vom vedea. Construcția îmi place, este bine finisat, spatele de sticlă, fața bineînțeles de sticlă, ai neapărat nevoie de o carcasă. Arunc o privire pe brandgsm.ro în link-ul pe care ți l-am lăsat în descriere ca să găsești carcase pentru Samsung Galaxy A9 Secured by Knox powered by Android. Și l-am pornit. Ia ce frumos este, exact în centru. Exact în centru. Samsung. Sim, doar apelul de urgență. Am instalat deja Antutu pe el. Pentru cei care nu știți, noi de obicei scoatem telefoanele din cutie ca să le pregătim, să le instalăm și să le testăm în timpul ăsta, ca să știm ce să vă spunem despre ele. Ecranul îmi place. E un ecran mare și trebuie să mă duc până la mine pe masă. Așadar, 6,3 inci, la fel ca ecranul de Note 8. Bine, cel de Note 9 este cu 0,1 inci mai mare. Mai avem un material foarte interesant pe cavaleria.ro, 100 de ani de realizări în IT. La mulți ani în România, pentru că azi sau mâine este 1 decembrie, depinde când te uiți tu. Azi, mâine sau ieri sau alaltăieri a fost 1 decembrie. Are și Marian un video similar în care vorbește despre românii foarte cunoscuți pentru industria audio. Auto. Am zis audio de foarte multe ori în înregistrare. Ia să scot și pe ăsta din carcasă, pentru că am impresia că Samsung Galaxy A9 cu 4 camere este mai subțire decât Note 8. Aproape, nu chiar. E cam la fel de gros. A, dar chiar. Dacă n-ar avea marginea asta aici, oare s-ar potrivi carcasa de la Note 8? Nu se potrivește, o forțez prea tare, pentru că se pare că este un pic mai lat. Bun, 6,3 inch display-ul cu o rezoluție de 1080 de pixeli pe 2220 de pixeli. Adică un Full HD cu puțin plus acolo, puțin peste Full HD și o grosime de 7,8 mm. Rezistent la apă, din păcate, nu este. Pentru că nu este un flagship, așadar nu avem specificații de genul IP68 sau lucruri de genul, așa că ai grijă cu el, mai ales că vine iarna, nu scăpa zăpadă, nu-l lăsa în apă, nu-l folosi cu mâini umede și cel mai important este, apropo de chestia asta, nu ține telefonul cu tine în baie atunci când faci duș sau baie fierbinte. Tot aburul fierbinte este foarte periculos pentru un telefon care nu este etanș. Și cam ăsta este motivul pentru care se strică multe dintre telefoane, nu se mai încarcă, au probleme. Pentru că dacă îl ții în baie atunci când este abur foarte mult, acela intră la interior. Cred că nu e sănătos nici măcar pentru un telefon cu specificații la apă, că apa are totuși o altă temperatură și e vorba de presiunea care se exercită atunci când îl bagi în apă. Aburul este periculos pentru orice tip de telefon și dacă mergi să faci baie cu telefonul, not ok. Ești o tabletă, una ieftină, dacă chiar vrei să te uiți la seriale sau chestii de genul. Așadar, avem un ecran de 6,3 inch cu un raport de 18,5 pe 9 și sunt tare curios. Da, dacă dau de la stânga la dreapta, e clar, avem Bixby, deci butonul ăla este pentru Bixby. Mai chinui? Nu, n-are rost. Ăsta este. Butonul pentru Bixby, îmi era dor de el. Există o aplicație Bixby Remap cu care poți, în teorie, să schimbi funcția butonului respectiv, să-l pui, de exemplu, pentru Google Assistant, dacă vrei, sau pentru altă aplicație, dar trebuie, atunci când resetezi sau restartezi telefonul, să repornești aplicația. Hai să vedem ce zice la capitolul procesor. Deci avem sistem, Galaxy A9, Samsung, hardware cu Qcom, adică Qualcomm, 6 GB de RAM, LPDDR4X, LPDDR4X. E foarte bine. Ce mă intrigă însă, că din cei 6 GB de RAM, mai avem doar 3,6 disponibili, ceea ce înseamnă că sistemul de operare consumă destul de mult. Sunt multe aplicații acolo în spate care consumă resurse și bine, se cunoaște faptul ăsta că atunci când îți pui mai multă memorie RAM pe un telefon sau chiar pe un calculator, automat fiecare aplicație își va lua puțin mai mult ca să ruleze cât mai bine. Procesorul Qualcomm Snapdragon 660. De obicei se folosește Exynos, dar avem un Qualcomm, care este pe 14 nanometri cu 8 nuclee și cu o frecvență maximă de 2,2 GHz. Ceea ce este bine pentru că acum îl văd undeva la 633 prin 4 nuclee și următoarele la 1100. E destul de econom din punct de vedere al energiei. AIDA 64 s-a oprit. De ce? Display este un display de tip Super AMOLED. Asta înseamnă că se va vedea bine din toate unghiurile, va avea culori foarte puternice și... Da, vreau să o ridic la maximum. Și o luminozitate ridicată. Uite, dacă îl pun pe alb, deja abia se mai înțelege. E bine pentru un telefon de generație nouă, e bine să ai un display cu luminozitate mare ca să vezi și ceva pe timpul zilei, desigur. Baterie
3800 de miliamperi, cum am spus, cu încărcare rapidă, 9V cu 167A, ar trebui să se încarce acest telefon undeva sub 2 ore, cam pe acolo, o oră și jumătate ar fi cel mai ok. Android, ia să vedem ce sistem de operare are, are Android 8.0 Oreo și încă nu a primit un update. Deși este un telefon de generație foarte nouă, lansat după Samsung Galaxy Note 9, care a venit deja cu Android 9, acesta nu are Android 9. Ha! Sper să vină în curând. Sper să vină în curând. Ia să ne la devices mai avem ceva interesant. Avem o cameră de la Sony. Fii atent, avem un IMX576. Deci rear facing camera. O vede pe una singură. Cea pe care cred că este setat. Un Qualcomm Adreno 512 la partea grafică. Se va mișca destul de ok. Dar pentru asta e să vedem ce scoruri a scos în AnTuTu. Pentru că acolo vedem cât de sus se poziționează. Și avem 140.837 de puncte, ceea ce este bine. Pe de altă parte, îl situează puțin în zona aia de preț de 1400-1500 de lei. Și acesta nu costă atât. Pentru că are 4 camere! E ceva mai mult. La performanțe nu mă încântă foarte mult. Dar să zicem că este ok, este suficient ca să poți să rulezi cam orice aplicație vrei tu, la fel de repede ca pe un Note 8 sau un Note 9. Dar dacă vrei să te joci, de exemplu, un joc care va merge implicit mai bine pe un telefon mai scump, nu vei putea face la fel de bine pe acesta. Oricum, ce poți instala din Google Play, automat îți va rula și ție și le va coborâ la o rezoluție puțin mai mică ca să fie jucabile. Cantitatea de memorie RAM 6 sau 8 GB. Noi avem varianta cu 6 GB și există varianta și cu 8. Deși nu-mi dau seama de ce există și cu 8 sau cu 6, cantitatea de stocare este aceeași. 128 de GB de stocare și am zis că mă uit să văd dacă are și slot de card microSD și să nu te facă să renunți la unul dintre SIM-uri. Și se pare că da. Băi, îmi place că au schimbat tactica asta și majoritatea telefonelor noi vin deja cu două sloturi pentru nano SIM și un slot de card microSD ca să-l poți folosi în toată splendoarea lui de dual SIM. Așa cum a fost gândit, nu? La capitolul conectivitate stă foarte bine. Are Wi-Fi de ultimă generație, pe 5 GHz, are Wi-Fi AC, adică va transfera la o viteză destul de mare. Dacă ai un router AC, s-ar putea să atingi și 400 și ceva de megabits pe secundă. Mai avem altceva? Da. Avem în primul rând NFC. Avem filtrul albastru, îți recomand să-l folosești, mai ales când vine seara. Și avem și Dolby Atmos, care este disponibil, desigur, doar pe căști, pe mufa de jack de căști. Avem și NFC ca să poți face plăți sau să, nu știu, să scanezi diverse chestii. Și mai avem și radio FM. Da, avem radio FM, ia uite-l. Conectați căștile cu fir pentru a porni radioul, firul are rol de antenă. Bun, hai să vorbim acum despre elefantul roz din cameră, adică cele 4 camere foto. Pentru asta trebuie să merg un pic mai aproape ca să înțelegeți puțin care este chestia. Prima cameră este de 24 de megapixeli cu f1.7, adică e o cameră standard pe care o găsești în principal pe majoritatea telefonelor. A doua cameră este de 8 megapixeli, asta cu lentila un pic mai mare de aici, și este un ultra-wide, adică are un echivalent de 12 mm și o face niște poze foarte, foarte wide. A treia cameră este de 10 megapixeli, cea de aici, și are 2x zoom optic. Iar a patra cameră este de 5 megapixeli și practic un senzor de adâncime pentru pozele în mod portret, pentru pozele cu acel bokeh. Și mi se pare interesant că au ales varianta asta, pentru că probabil și-au dat seama că multe dintre telefoanele de astăzi se cam chinuie să facă foarte multe lucruri cu o singură cameră sau cu două camere sau poate chiar cu trei camere, dar mai bine ai câte o cameră care știe să facă separat câte un lucru. Probabil e și chestie de software, pentru că și acolo software-ul intervine foarte mult. Ați văzut că există telefoane cu o singură cameră care știu să facă modul portret foarte bine. Cum e, de exemplu, iPhone XR-ul. A rămas și-o surprins. Și la culori și la capitolul bokeh. Iese mai bine decât pe iPhone XS. Și s-au gândit, băi, dacă nu ne putem gândi să facem un software care să funcționeze întotdeauna așa cum trebuie, mai bine punem 4 camere și atunci când comuți de pe una pe cealaltă, softul știe că e o cameră wide, că e senzorul de proximitate, de adâncime, că este camera tele sau camera normală. Pe față avem un 24 de megapixeli cu filmare Full HD. Hai să vedem totuși ce știe camera și să vedem cam care sunt funcțiile care sunt importante. Se pare că avem și Bixby Vision, era și normal pentru că totuși vorbim de un telefon de la Samsung. Îl lăsăm deocamdată deoparte Bixby Vision și am aici deja opțiune, vezi? Un copăcel, doi copăcei,
Trei căpăcei. Ceea ce înseamnă că aici avem zoom-ul tele, adică zoom optics 2x, uite că mi l arată aici, 2x. Aici avem zoom-ul 1x, adică trece pe camera normală cu 24 de megapixeli și aici a trecut pe camera tele. A patra cameră aici măcar nu este afișată pentru că va funcționa pentru modul bokeh, modul portret. Și hai să facem o fotografie cu toate cele patru camere. Wow! Wow, cât de wide e asta! Deci fii atent, fac o poză așa, camera wide, fac o poză cu camera normală de 1x și fac o poză cu cea de zoom, de 2x. Și acum încerc fără să mișc telefonul din poziție să fac și o focalizare live. Și hai să vedem care este mega rezultatul, cu toate că o să mai venim cu niște fotografii pe blog, permitere. Deci asta este fotografia cu estomparea de fundal. Băi, și funcționează foarte bine! Aproape foarte bine. E destul de tricky să prinzi camera aceea pentru că în spate se află un monitor destul de luminos. Băi, ok, a reușit să-ți dea seama că aici se află un trepied care este mult mai în față de restul studioului. Și restul este în ceață. Ok, e reușit. Asta este camera cu 2x, cu zoom 2x. Și ok, destul de detaliat, având în vedere că e destul de multă lumină, cel puțin în zona asta, mai puțin încolo. Și am stat cu coatele pe masă, rezemat. Asta este camera normală, care se pare că e cea de 24 de megapixeli și are ceva mai multă definiție. Și asta este camera cu wide, care fii atent cât de wide este. Deci este atât de wide încât aici îmi și curbează masa. Face efectul ăla de vinietare. Uite, se vede trepiedul meu pe care l-am pus pe o scară. Și camera wide are cea mai puțină definiție, desigur, pentru că are doar 8 megapixeli. Cea de telefoto are 10 și cea normală are 24 de megapixeli. Așadar, gândirea lor este bună, este corectă, cam toate fotografiile au ieșit ok. O să vă arătăm o selecție de fotografii pe blog, dar, băi, până acum, wow! Hai să vedem, avem și optimizator scenă, ce este? A, deci are și un pic de inteligență artificială aici, în care își dă seama ce ai în cadru. Mișcare super lentă, ok. Ha, ce tare! Ai și emoji, are. Emoji AR. Creare emoji personaj. Cred că ați văzut funcția asta pe Samsung Galaxy S9, pe Note 9, pe Note 8. Filmare accelerată, filmare cu încetinitor, are foarte multe funcții și îmi place. Nu, întotdeauna o să-mi arate camera de 24 de megapixel, pe aceea pe cea principală o folosește. Dimensiune videoclip, hopa! Poți să filmezi UHD, adică 4K. Pe față poți să filmezi chiar puțin peste Full HD, dar asta înseamnă la formatul ecranului și o să arate puțin ciudat. Uite, poți să filmezi chiar și 1:1, 1440x1440. Uite, o să te arate destul de bună, mai ales dacă vrei să faci fotografii, videoclipuri pătrate pentru Facebook sau pentru Instagram, sunt chiar mult mai utile decât cele 16:9. Aici e o șmecherie, lumea ține telefonul așa, cam întotdeauna, și când vezi o fotografie 16:9, mai vezi încă ceva sus și încă ceva jos. Dacă ai pus una pătrată sau una chiar mai înaltă, privirea celui care se uită la acea fotografie va fi mai concentrată pe fotografia respectivă, pentru că nu mai vede prea mult sus și prea mult jos. Și asta înseamnă că îi atragi mai mult atenție, îi captezi mai mult atenție. De aceea vezi tu fotografii pe Instagram care sunt mai lungi sau pe Facebook sau clipulețe. De aceea există și Instastory-urile care îți umplu practic tot ecranul pe verticală ca să nu mai fie nevoie să întorci telefonul și să-ți capteze toată atenția. Hai să vedem un pic și de video, pentru că eram curios dacă acel difuzor se va auzi diferit. Cavaleria... Nu! M-am lămurit! Avem un singur difuzor. Salut și bine te-am găsit! E acea perioadă din an în care trebuie să fim mândri că suntem români. Și nu o dau un clișee provocatoare de greață. Avem altceva pentru asta. Cred că, cel puțin în industria auto, sunt destul... Uite că nici Mariana a suficient spațiu sus, că îi tai un pic freza. Dar băi, se vede bine, este un ecran echilibrat bine, este un ecran calibrat corect, bine, este un Super AMOLED, întotdeauna Super AMOLED-urile vor fi puțin peste ecranele IPS și îmi place. Mi-ar fi plăcut totuși un difuzor dual, un difuzor stereo. De obicei mă trezesc că vreau să văd un clip și sunt obișnuit cu Note-ul și vreau să mă uit la clip pe Note. Pe de altă parte, de cele mai multe ori ajung la acesta, la P20 Pro, pentru că are difuzoare stereo și pentru că se aude mai bine. Sunetul contează. Contează foarte mult, să știți. Android 8 am zis, nu știu dacă va primi update. Asta este o întrebare foarte bună. Hai să mai verificăm o dată. Poate, uite, ultima verificare 29.11, ieri.
Se caută, și a făcut un update ieri, dar a fost un update de securitate, uite, de 1 octombrie 2018 și cam atât. Baterie de 3800 de mAh, încărcare rapidă și cam ăsta este Samsung Galaxy A9 cu 4 camere. Mi-a ieșit? Acum întrebarea vine în felul următor. Samsung Galaxy A9, care costă 2500 de lei în momentul de față, care are 4 camere, are o memorie de 128 de GB, are 6 GB de RAM și 128 de GB de stocare. Sau Samsung Galaxy Note 8, care în momentul de față costă 2700 de lei, are 6 GB de RAM, 64 sau 128 de GB de stocare, nu mai contează, are doar două camere pe spate, dar sunt foarte bune, are un procesor mult mai puternic, are un același ecran ca diagonală, cu o rezoluție mai mare, bateria e puțin mai mică, dar performanțele sunt undeva peste 200 și ceva de mii. Contează atât de mult performanța? Are și pen, apropo. Și e rezistent și la apă. Samsung va trebui să cobor prețul ăsta foarte repede dacă vrei ca lumea să nu termine stocul de Note 8. Asta este opinia mea despre Samsung Galaxy A9. Pe lângă faptul că mai există și un S9 Plus care concurează foarte bine cu Note-ul și are chiar o cameră puțin mai bună și îl găsești la 3000 de lei. Diferența între aceste două este mult prea mică. În momentul de față, acesta trebuie să scadă. Voi ce părere aveți? Acestea sunt opiniile mele despre Samsung Galaxy A9. Hai să ne auzim în comentarii pe blog sau chiar mai jos și verifică și link-urile de aici din descriere, pentru că acolo am pus cele mai noi și cele mai hot clipuri de pe bucniș.ro. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe dacă mai vrei review-uri de telefoane noi cu un preț ceva mai modest, mai normal așa. Nu ne aruncăm la cele de 4000 de lei. Am început să testăm foarte multe dintre telefoanele de 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 2500 de lei, ca să vedem dacă merită, pentru că acolo este interesul cel mai mare și telefoanele astea le veți găsi la abonamente rezonabile. Numai bine!